Din primele date centralizate a rezultat un volum cumulat al arborilor rupți sau doborâți de aproximativ 460.000 de metri cubi, din care 246.000 de metri cubi sunt doborături în masă, adică întreaga suprafață de pădure a fost afectată. La un volum mediu de 300 de metri cubi la hectar, specialiștii RomSilva estimează că peste 700 de hectare de pădure au fost doborâte complet. Cele mai mari pagube au fost înregistrate la direcția silvică Bihor cu aproximativ 200.000 de metri cubi, direcția silvică Arad cu 85.000 de metri cubi și direcția silvică Maramureș cu 70.000 de metri cubi. Echipe ale RomSilva acționează în continuare pentru deblocarea căilor de acces și inventarierea arborilor doborâți. Conform normelor silvice, suprafețele vor fi refăcute de silvicultori în cazul doborătorilor în masă, unde distrugerile sunt complete, după obținerea aprobărilor legale și după evacuarea lemnului afectat, trenul fiind reîmpădurit în cel mult 2 ani, se arată într-un comunicat emis de RomSilva. Regia Națională a Pădurilor administrează 3,14 milioane de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pe baze contractuale pentru încă 1 milion de hectare care se află în proprietatea unităților administrative sau în cea privată.